Cu ușile închise și fără presă, așa s-a desfășurat ședința Consiliului Județean în care au fost aleși vicepreședinții acestui for. Întrunirea consilierilor județeni a avut loc la Palatul Culturii Teodor Costescu. În urma votului aleșilor, Ramona Cupă de la PMP și Ionica Negru de la PSD sunt noii vicepreședinți ai Consiliului Județean. Deși are doar doi consilieri, PMP a reușit să obțină unul din posturile de vicepreședinte. Reprezentanții PNL au declarat că votul de astăzi arată clar că PSD și PMP au format o coaliție pentru a obține majoritatea. Accesul presei a fost interzis la ședința Consiliului Județean în care au fost aleși cei doi vicepreședinți. Lupta pentru cele două posturi s-a dat între PSD, PNL și PMP. În urma votului, Ramona Cupă de la PMP și Ionica Negru de la PSD au fost aleși vicepreședinți ai Consiliului Județean. Cu doar doi consilieri, PMP a reușit să o ducă pe Ramona Cupă de-a dreapta lui Aladin Georgescu. Este o mare onoare pentru un om nou în politică, așa cum sunt eu, și pentru Partidul Mișcarea Populară, partid din partea căruia am fost aleasă consilier județean, să reprezint dreapta în conducerea Consiliului Județean Mehedinț. Ramona Cupă este nou intrată în politică și este soția fostului deputat Ion Cupă, cel care a fost ales în Parlament pe listele ALDE, apoi a trecut la PSD pentru ca la actualele alegeri să candideze din partea PMP. Cel de-al doilea vicepreședinte este Ionica Negru de la PSD. Mulțumesc în primul rând domnului președinte Aladin Georgescu, care pentru a treia oară mi-a acordat încrederea și a considerat că sunt un partener loial și fidel. Reprezentanții Partidului Național Liberal au declarat că votul privind alegerea vicepreședinților demonstrează alianța stabilită între PSD și PMP. Din punctul lor de vedere, PMP nu poate reprezenta dreapta în acest Consiliu Județean. Ei, din acest moment, poartă întreaga responsabilitate a gestionării administrative a județului Mehedinț. Partidul Național Liberal a avut un candidat pentru această funcție care a obținut un număr de 13 voturi insuficient pentru a fi ales vicepreședinte de Consiliul Județean. Partidul Național Liberal va face o poziție așa cum a făcut-o de fiecare dată, în așa fel încât interesele cetățenilor să fie reprezentate și în acest for administrativ. Astăzi, în ședința de Consiliu Județean, Aladin Georgescu a ținut din nou să precizeze că ei au o majoritate în Consiliul Județean, lucru care este și cert, însă aș vrea să văd dacă în următorii 4 ani va și face ceva pentru județul nostru, pentru că trebuie să recunoaștem, județul Mehedinț este un județ sărac, fără locuri de muncă, fără drumuri, fără infrastructură și fără investitori. A condus județul timp de 6 ani și a demonstrat că nu a făcut mare lucru pentru județ. Din păcate, sau eu știu, acesta este rezultatul votului, este că au din nou majoritatea, dar presimțirea mea este că nici următorii 4 ani nu se va întâmpla nimic bun pentru județul Mehedinț. Întreaga ședință de Consiliu Județean s-a desfășurat cu ușile închise. De altfel, până acum, o astfel de situație nu a mai fost întâlnită. Totuși, consilierii județeni au în față 4 ani pentru a demonstra că interesele mehedințenilor sunt mai presus decât dorințele proprii.